Bună dimineața! Croasante à la française! Bem cafeaua și mâncăm croasante, că doar suntem în Franța și avem și almanahul echipilor de fotbal de aici, din regiune. Blochează YouTube-ul. Oh, da, aici vreau să filmez partea asta. Oh. Ce localitate de oameni, dar nu știu unde. Palavas. Palavas le flow. Palavas le flow. Palavas le flow. Stațiune. La Marea Mediterană. Una din stațiunile de pe Riviera franceză. Apa. Marea Mediterană. Palavas, Franța. Suntem în port. Port Palavas. Aici închiriezi o barcă, mi zic 250 de euro, poți să n-ai permis. Și te plimbi în jurul pietrelor, în jurul peninsulei ăsta. Este o statuie, Nela Buscot. O sculptură a unui maestru celebru. Ia. Opa. Da, fac secundări. Ah, da.
banii. Astea sunt vapoare cu care merg turiștii pe mare la pescuit, să mănânce pe, în croaziere. În fiecare zi, 150 de euro de persoană, te lasă să pescuiești, mănânci cu pescarii. În partea de sus sunt, mă rog, un fel de telecabine, trec râul. Asta e un râu de la dreapta la stânga. Mi-ar place o croazieră cu vapor din ăsta pe mare, să prind ton. Am văzut și un banc de pești, bine, multe bancuri sunt de pești, dar am văzut un banc mare de pești. Căutăm un restaurant care îl știe Cristi cu fructe din mare, dar cred că acum e închis. De obicei se deschid la 1 aprilie pe aici. Toate cu toate că acum sunt foarte mulți turiști. Dar au spus că de obicei full, plin de lume, fiecare străduță. Platouă trecută. Și avem noi aici. O, la la! Ce avem? Stridi? Stridi, creveți. Ce mai avem? E Cris sau ce e cutiuțele alea? Da, branda. Ia să vedem, primele mele stridii mâncate. Să vedem cum sunt. Lecții de mâncat stridii. Șonghit? Ia să vedem. Ia, mănânc și mâncăm și un melc acum. Melc. Trebuie ceva, un sfredel, nu? Cred că așa era. Stai. Scoica asta cum se cheamă? Asta care stă căscat aici. Gata, mi-a spus și un melc. Frate meu, melcul din ăsta o ieșit asta. Ia să vedem cum e. Eu cu mâna. Să-mi place mai mult. Îi gătiți sau ce? Ai fie acum că dat într-un loc. Da, e bun. De ce se mai bun? Bun, bunuț? Ia că ies și scoica. Tu nu ești cu din asta acolo de Cristina? E frică. A, e frică? Ți-e frică de asta crude? Ce sunt frică? De asta crude. De stride, de smelci. Creveti în panada. Bun, bun. Și asta e alioli ceva. E bun, zici că-l mănânci pe pâine. Prima mea stridie. Ea sunt prima, nu, e a treia, asta e cu lămâie. Prima cu lămâie. E mai bună cu lămâie. Și vin roze. Noroc! Sante! Avem doradă și cu cartofi cu usturoi, mușdei cu aioli și cu babini muștar și un vis vin roze de aici din zonă. Super bun! Deci să gustăm și așa ceva. Să mâncăm de albine, da, de fapt. Agapi! Am mâncat aici, la Poisinori. Și tot colțul ăsta e plin, 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 plin. Se mănâncă foarte bine, doar fructe de mare. Super proaspete prinse în dimineața asta. Și toată lumea stă la terasă și mănâncă. A fost prima dată în viață când am mâncat stridii. La 50 de ani am mâncat stridii. Da. Interesante, la glumă aș putea spun că vai de mine aș face o bucată de mămăligă și aș mânca cu stridii. Dar interesante la gust, ceva fresh, cu gust din mare, sărat, acrișor, bun de tot. Biserica din centru orașului, stațiunii Palavas.
Dacă tot e zona pentru flamingo, sunt și păsări flamingo, păpuși. O bijuterie, doamna face bijuteriile, o bijuterie artizanală. Da. Tandem shoes. Tandem shoes. Merci beaucoup. Foarte multă lume în martie, deja, oricum în aprilie aici începe sezonul, dar multă lume deja în Palavas. Palavas, o stațiune din sudul Franței. La ora asta toate restaurantele sunt pline. Pline. Am mâncat bine de tot și acum mergem să ne mai plimbăm să vedem ce mai oferă ziua de azi. Suntem într-o altă stațiune, la Grand Mot, în sudul Franței. Toate blocurile sunt și clădirile sunt în formă de corabie, așa ai impresia că sunt niște vase de croazieră. Superb! Doamne, doamne, am zis eu că ajung la 50 de ani să mă plimb prin sudul Franței, pe plajă, doamne. Am trecut pe vremea asta, puneam ceapă și cartofi la Trestiana. Vezi cum se schimbă viața? Dure este că unii sunt în costume de baie pe plajă și unii sunt în geci cu blană. Asta mi se pare funny. Așa ceva. Sunt fără cuvinte. Prea minunat. La Grand Motte, stațiunea la Grand Motte. Da. Wow. Plaja la Grand Mot. Aici sunt valurile mai mari. Da, 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 da. Aici și pescărușii par mai sănătoși. Stradă din Le Gros, Gros Roi. Ice cream înghețată. Trebuie să luăm și noi.
Ulala! Și încă nu a început sezonul turistic și cam așa este pe străzi. În Le Gros Roi. Nu prea pot să pronunț, dar mă rog. Încerc. O căzut jos? Văd că șopârla asta e ca un etalon pentru, nu etalon, ca un motiv, sau cum se spune, pentru zona asta, șopârla Geco. Și cu broștile țestoase. Se găsește în toată zona șopârla asta. Spunea fratele meu că și la ei în casă intră. Dar sunt bune, că mănâncă gângănii, mănâncă tot ce nu e bun pe lângă casa omului. Iar încă o înghețătărie. Încă o înghețătărie. A, nu, e o mâncătorie. Fast food. Fast food, dar prezentă numai câte un... câte o chestie. Ciuro. Fratele meu cumpără ciuro. Magazine de încălțăminte, de îmbrăcăminte. Nu poți să vii fără costume de baie, că o să găsești fără nicio problemă pe aici. Ia să vedem cât e un costum de baie, să ne informăm. A? 31 de euro, nu, 34,90, 35 de euro. Luat din stațiune, nu-i mult. Ciuro. Dar e bun, miroasă în toată mahalaua asta, a ciuro. Sunt niște gogoși, așa făcute printr-un șpriț. Bun de tot, nu știu cât costă, dar e bun de tot. Faleza și plaja din Le Grand Roi. Nu pot să pronunț, dar mă rog, Le Grand Roi. Le Grand Roi. Nu, La Grand Roi. La Grand Roi. Greu e cu limbile astea. Greu de tot. Le Grand, Le Gros Roi. Groata, groapa regelui, parcă așa s-ar traduce. Eu și cu fratele meu, George, avem două terase aici, la George și, imediat vă arăt să fac o poză, la George, da, se vede, la George, și imediat vă arăt unde mai este o terasă, unde mergem noi să ne bem cocktailul, la Jet, la Jeta, haideți să vă arăt la Jeta. Jetă! Jetă! A? Cum e? Cum e să ai cafeneaua ta pe Riviera franceză? Cum e? E perfect! Mesele sunt în formă de barcă la restaurantul meu. La restaurantul meu. Sunt în formă de vapor de barcă. Cafe jete. Le coin de Duroa.
colțul regelui. Le coin de roi. Mamă, dar ce le-am cu franceza. Vai ce le-am cu franceza. La Gros du Roi. Nu e așa că e minunat? Nu e așa că sunt o norocoasă? La Gros du Roi. Ce-aș vrea și eu pe o barcă din aia. Apa este foarte, foarte curată. Sunt pești în apă. Este toți în canale din astea. Și vezi pești în apă. E atât de curată apa de să văd pești în apă. Eu am spus că sunt rechini, seamănă cu rechini, dar ci că nu sunt rechini. Foarte curată apa. Superbă. Toate bărcile sunt pe motor electric. Cum intră pe canale, de pe mare pe canale, imediat trec pe motorul electric ca să nu facă zgomot și să deranjeze peștii, fauna, animalele, tot. Grijă mare, grijă mare pentru natură. Asta din față este arhitectura tipică din zona de port. Și era pe timpuri și la noi. Dacă vă aduceți aminte din toate pânzile sus, ăla-i farul și astea sunt construcții pe malul canalelor care duc la mare, navigabile. Asta este arhitectura specifică. La Galion, restaurant. Ce îmi plac bărcile astea, deci toate sunt cu motor electric. Vedeți că nu se aude. Nu se aud cum merg pe mare, pe canal, în preajma... În preajma caselor, a animalelor, peștilor, să nu facă zgomot. Înghețătărie. Toate fructele spiele. Căpșuni, mango. Cu ce sunt? Cu alea sunt cu fructele piele. Interesant. Interesant. Primăria din Le Grand Roi. Superb. Lumea glumește că să-i filmezi pe ei la montajul video, să stea la montajul video. Trebuie să găsesc neapărat o toaletă și după aia să bem un cocktail. Ci că mergem la o super cofetărie, boulangerie. Ia să vedem boulangerie. Să o vedem. Pavlova. A, nu, e frișcă cu căpșuni. Macarons. Da. E Pavlova. Jos e bezea, frișcă și fructe. Uite, din asta avea ăla, dar doar că erau cu nuci pe margine. Boulangerul de la tine. Baba rum. Da, știu cum e. E un siropat așa în rum, nu? Da. Uh-huh. Melci. E melci din ciocolată. Văcuțe. Dar lui ce-i place? Aici e un fel de salam de biscuiți? Ah. Ia să vedem partea lor. Partea asta sărate. Mm-hmm.
Dar ce să... Cu ce? Cu ce apă și cu anșoa. Aha, aha, aha. Păsările flamengo. A? Uite că s-aud. Am spus că nu o să se audă din cauza... Din cauza șosele, dar s-aud. Tot ghiolul ăsta e plin. Stai un pic. Băbușe, băbușe, mamă, băbușe. Dar și penile sunt rând sau bad la picioare, au nuanță? Poftim? De bine roz, mai târziu. A, da? Par roz. A, da? Dar de ce, mănâncă ceva din apă? Raci sau ceva? A. De la soare, de roz. Aha. Magazin cu produse locale. Ceapa din zonă. Ceapă din zonă. 11,90 € usturoiul și 2,80 € ceapa. Da, asta e ceapa din aia bună, scumpă. Scumpă, scumpă. Ce roșii. Miroase atât de frumos în magazinul ăsta, fructe, super, roșii, locale. Anghinare. Portobello. Avem aici roșii locale, salată de ton, herring afumat, măsline, brânză camembert, unt, pâine locală, tradițional și un vin. Fii tu! Fii tu! Gata, m-am descurcat de tura asta, văd că s-a uitat apreciativ fratele meu la mine. Și roșii tot din zonă, foarte bun, miroase bine.